După modelul magazinelor din străinătate și în hipermarketurile de la noi, au apărut tot mai multe case fără casieri unde clienții își pot scana singuri produsele. Mai mult, magazinele au dezvoltat diferite aplicații sau le pun la dispoziție oamenilor instrumente care le permit să scaneze direct la raft produsele. Alți retailer au un plan să renunțe definitiv la casele tradiționale și să le transforme în sisteme automate de plată. Te rog, introduc cardul în terminalul bancar și urmează instrucțiunile. Nu am nicio problemă în a folosi scannerul. Acum am scanat de două ori smochina și atunci trebuie să aștept pe cineva să mă ajute iar. Cu coșurile pline de alimente, cei mai mulți dintre clienții acestui hipermarket își scanează singur produsele, înainte să le plătească. Mulți spun că s-au obișnuit cu sistemul, alții, în schimb, își mai pierd răbdarea. Vă descurcați! Chiar asta vreau să vă spun, că mă filmați ca să vedeți cum mă încurc. Păi, mai ușor. Hipermarketul a pus la punct și un dispozitiv care îi ajută pe clienți să scaneze de la raft produsele și astfel să nu mai fie nevoiți să le așeze din nou pe bandă, la casă. Softul permite inclusiv să selectați mai multe cantități, fără să fiți nevoiți să scanați suplimentar. Ce vă indică aici? Ce am cumpărat, practic, și prețul, și numărul, cantitatea. La casă scanez acest dispozitiv și ulterior, eventual, vine un casier și verifică coșul de cumpărători. Deși este folosită în special de tineri, noua tehnologie este și pe placul seniorilor. Nu mai punem produsele pe bandă, nu învățați de aici. Încurcat avem ajutoare. Să nu stăm la codă. Și fiecare zi trebuie să învățăm ceva, altfel e deja lec. În schimb, în acest hipermarket, clienții au la dispoziție o aplicație mobilă. Managerii susțin că numărul caselor self-scan a crescut constant în ultimii ani, iar cele mai multe tranzacții se fac prin intermediul acestor automate. Iau un produs, îl scanez cu aplicația și fac acest lucru singur. În momentul acesta, aplicația recunoaște produsul, îmi spune prețul lui. În momentul în care ajung la casă, acest cod îl scanez, iar casa mi-a recunoscut produsele. Totuși, cei care nu au răbdare sau nu sunt atenți la instrucțiuni sunt ajutați de casierii care îi supraveghează. Este nevoie de prezența unui angajat al magazinului și în momentul în care cumpărați diferite băuturi alcoolice sau articole de îmbrăcăminte pentru a îndepărta sistemele antifurt. Iar unele hipermarketuri au anunțat că vor renunța la toate casele cu casieri. Primele case self-scan au fost introduse în România în urmă cu 6 ani, iar magazinele au investit în astfel de sisteme, în special în perioada pandemiei, pentru a permite distanțarea între clienți. De altfel, o astfel de metodă de plată, care le permite clienților să scaneze singur produsele înainte de a le cumpăra, a fost adoptată de hipermarketuri și pentru a acoperi deficitul de personal cu care se confruntă magazinele. În plus, un astfel de sistem începe să prindă contur și în magazinele de bricolaj. Florentina Bălășoiu, ProTV.